Servus, servus, an nou fericit, mutăm acum de anul nou, suntem în data de 2. Am scule, am tot, v-am arătat doar cu ce dau gaură, am lărgit găurile, ca să intre scula, mutăm și un pic mai sus. Intră și aici, și aici am la marele fix. Este scule, este de unde. Nu joacă că se strânge, vine șurubul ăsta, mut scaunul mai sus. Și prind și acolo. Prinderea să nu se mai miște deloc, dau gaură aici. Vă pup, youtuberi! Ciao, seos, sevas! După aia strâng sculele, am acolo toate accesoriile. Dacă vă spun cât am dat pe ăsta cu 3 ani, o să vă vine să credeți. În trusa aia cu scule la o țigancă, merge nou, bă, ce vând ăștia în Flavia. Sau vă zic că am dat 30 de lei acum 4 ani pe ăsta. 30 de lei, men, accesorii, l-am dat în priză, am probat. Scule de pe Flavia, ieftine, țiganca, nu știu ce vinde. Bun, nu cel mai mult, dar nu e nici 30 de lei, este 2 milioane în magazin. Vă spun, are reglaj de turație, ce treabă fac cu ăsta. Am de tăiat, de decupat. Aici vine altă cutie la shopper ăsta electric. Fai, l-am strupit tot, vine altă cutie. Aici am pus șaibă, am strâns tot, uns, aur, lunecă. Lunecă, frate, spițele bune. Nu vreau să dau. Aici vine cu plat bandă prins de șurubul ăsta și de șurubul de acolo vin două tige așa și vin o cutie mai mare dreaptă din aluminiu prinsă în șuruburi, nu cu șoare și cu ăsta vine și controlerul, va dispărea cutia din față. Toate firele, tot, numai vine firul de motor în cutie și de accelerație și la display, atât frumos. Nici un fir, nimic, tot în cutie. Controlerul se răcește bine și în cutie. Și afară, nu trebuie să plouă, să-l bată vântul. E suficientă. Gândiți-vă că iarna e 0 grade, mergi niște și vară 50 de grade, diferență de 40 de grade maxim, diferență de 40 de grade, nu se întâmplă nimic. Și iarna îi place mai mult, tot în cutie, vara cum stă afară 40 de grade? Așa stă și la 0 grade în cutie și la 12 și la 40 de grade. Doar scrie în ce temperatură îi place să lucre. Eu zic că mai bine stă în cutie. Lanțul e bine. Hai, am lungit-o la 3 minute. Vă pup. Mulți ca... Telefonul.
aerul de 500 doar. La motor de 250 se pune de 350 de vați, la motor de 1000 de vați, merge maxim 1000, trebuie să-i pun tot de 1000 de vați, ăsta e 500 până în 1000. Trebuie să-i pun de 1000, am pus de 500 de vați. Dar n-are rost să-l fac să meargă 50 ceva. Pentru ce? E soare, e bine. Ne bucurăm de toți. Oare pula ta? Ce prostii că l-am filmat. Tu nici nu-l cunoști, vezi? Nu-l cunoști. Bă, au avut dreptate tachii mei, fără planetare ăsta, măi, direct drive. Păi de-aia pe site sunt proști, acum am uitat la MoX-ul, dar tot ce am văzut pe YouTube arăta că e cu planetare, ăsta e fără planetare și are până la 1000 de vații. M-am uitat pe site, Rad Power, Continuo Power, poți să-i pun controller de 1000, bă, ăsta e mai bun, ăla cu planetare mai bun la urcări, dar ăsta e mai bun pentru viteză. Bă, dar de ce scoate sunetul ăla și după aia când accelerezi nu mai sună nici cum? Eu am văzut, ai zis, bă, ce dracu, stai fără planetare, când dau invers de roată mi-arată kilometrajul, știi? Și mi-am dat seama, viteza. Zis, bă, nu poate dacă-i, bă, îmi convine că așa e mai fain, este mult mai puternic, men, decât zic ei pe site, ce proști-s. E fără planetare, n-are nicio planetare, men. Mai bine că n-are o zură la planetare din alea. Era ruginit, am pilit, am curățat, e de doi magneți pușcați. Magnetul ăla l-a luat, am curățat acum. Avem amintire, o mică filmare. Am curățat, am făcut, se face orice. Uite bobina. Arată rău, la mine e curat, am verificat. Da, nu se numai...